Bună seara! Ieri au avut loc alegerile locale în România în condiții cu totul speciale, generate de epidemia de COVID-19. Vreau să subliniez de la bun început că ceea ce am văzut pe tot parcursul zilei de duminică în majoritatea covârșitoare a secțiilor de vot a reprezentat o mobilizare exemplară. Felicit autoritățile implicate și pe toți membrii birourilor electorale care au făcut posibil ca alegătorii să-și exprime opțiunile în condiții de maximă siguranță. Procesul de vot s-a desfășurat fără probleme majore și avem, iată, un nou exemplu ca atunci când autoritățile acționează cu răspundere. Rezultatele se văd. Le mulțumesc în mod special tuturor cetățenilor care au mers ieri la urne. Contribuția voastră, dragi români, face ca România să fie o democrație vie și puternică. Am avut o prezență bună la vot, cu atât mai mult cu cât, repet, ne aflăm într-o criză sanitară. Aceasta arată că societatea românească acționează cu maturitate și înțelepciune. Implicarea fiecăruia dintre noi în momentele de decizie majoră privind viitorul nostru este cea care va transforma România în țara pe care ne-o dorim. Așadar, în urma scrutinului pentru locale, victoria aparține în primul rând democrației românești. Totodată a fost și o victorie majoră a dreptei din România. S-a conturat astfel o nouă realitate politică, cea în care Partidul Național Liberal și USR devin forțele schimbării în bine, iar Partidul Social Democrat trece în opoziție cu unul dintre cele mai slabe rezultate. Este un val care a început la referendumul pe justiție pe care l-am convocat anul trecut, care a continuat cu căderea guvernului PSD și apoi cu votul de la alegerile prezidențiale. Pentru Partidul Național Liberal este un scor istoric. Cea mai bună performanță electorală din ultimii 30 de ani. Felicitări! Sunteți astăzi cel mai mare partid din România, v-ați câștigat credibilitatea prin muncă și prin responsabilitatea cu care v-ați asumat gestionarea celei mai grele crize pe care o traversează România. Votul pe care vi l-au dat ieri românii, arată și că administrațiile liberale de succes sunt exemple pe care oamenii le doresc preluate în cât mai multe localități. Pentru USR Plus, o formațiune tânără la început de drum, este de asemenea un scor foarte bun. Felicitări! Ați dovedit că perseverența și proiectele bine pregătite vă pot consolida ca partid și vă pot asigura un loc important pe scena politică. Votul de ieri a fost unul pentru seriozitate în viața publică, pentru politicieni maturi și administratori competenți. Este de asemenea și un semnal clar transmis de cetățeni că doar prin colaborarea și pe viitor a formațiunilor de dreapta, România are șansa să se modernizeze și să se dezvolte. Românii au votat pentru o direcție nouă, a bunului simț, a respectului față de cetățean, a democrației. Oamenii își doresc comunități administrate de lideri competenți, care își țin promisiunile și își asumă răspunderea oricât de dificil ar fi, indiferent de circumstanțe. Administrația publică locală trebuie
reconstruită pe o serie de piloni fundamentali, precum transparență, integritate, profesionalism, toate puse în slujba unui principiu esențial, interesul public. Românii au arătat că sunt din ce în ce mai implicați în viața comunităților și mai interesați să ia parte la procesul decizional. Mă bucură foarte mult participarea număr mare a tinerilor la acest scrutin și interesul crescut pe care l-au arătat pentru alegeri. Indiferent de culoarea politică, cei care au câștigat încrederea alegătorilor sunt obligați să livreze ceea ce se așteaptă de la ei, și anume o administrație publică locală eficientă, performantă, care să garanteze și să ofere prosperitate. Votul de ieri a reprezentat totodată și un vot de blam la adresa minciunii, dezinformării, stagnării și incompetenței ridicate timp de decenii la nivelul de politici de stat de către PSD, care a pierdut ieri inclusiv acolo unde mulți baroni PSD-iști se credeau invincibili. Pentru ca România să se modernizeze, epoca PSD trebuie să se încheie definitiv. Victoria dreptei la alegeri locale este una deosebit de importantă, fără precedent, dar este doar o victorie de etapă. Încurajez partidele democratice să continue dialogul pentru a oferi românilor încredere în perspectiva unei echipe de guvernare solide, responsabile, cu soluții pentru dezvoltarea României. Dragi români, mai avem un pas pentru a încheia acest val de schimbare. Victoria de la locale trebuie confirmată la alegerile din decembrie, când majoritatea toxică ce a acaparat Parlamentul va putea fi oprită prin votul cetățenilor să mai producă daune ireparabile. Doar în acel moment vom avea toate premisele care să permită României să se modernizeze cu adevărat. Avem mare nevoie de o nouă majoritate credibilă care să impună rapid reformele legislative atât de așteptate și de necesare. Printre acestea se numără și modificarea legii care să asigure din nou alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Este un pas esențial pentru a garanta în perspectiva alegerilor din următorul ciclu electoral o mai mare legitimitate celor care vor administra orașele și comunele timp de 4 ani. Îi felicit pe toți cei care au câștigat mandate la alegerile de ieri, dar îi avertizez că nu vor avea deloc o misiune ușoară, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari. Îndemn așadar să-și onoreze toate promisiunile cu onestitate și responsabilitate pentru a demonstra că se află în mod real în slujba celor care le-au încredințat destinele comunităților în care trăiesc. În încheiere, fac totodată un apel către autoritățile locale să organizeze tranziția de putere la nivel administrațiilor cât mai rapid și fluent. Ne aflăm în plină criză sanitară provocată de pandemia de COVID-19 și de implicarea tuturor factorilor, centrali și locali, depinde modul în care reușim să gestionăm această situație complicată. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!